Se zice că prost e cine dă, nu cine cere, dar care este riscul de a câștiga bani dintr-o țeapă și de a devolua într-un mod nejustificat de repede și mai ales cum poți să ajungi atât de sărac încât să ai doar bani? Vă salut cu drag, astăzi discutăm despre țepe, despre schemuri, alte păcăleli și alte românisme care pe unii au îmbogățit peste noapte, iar pe alții au sărăcit. De curând am fost și eu victima unei înșelătorii și am să vă spun exact cum s-a ajuns la DICOT și ce s-a întâmplat cu persoana dată sub urmărire chiar zilele acestea. Dar până acolo vreau să discutăm puțin subiectul în sine despre a da țeapă, a lua țeapă, a face anumite înșelătorii și mai ales, bineînțeles, care este finalul pentru majoritatea care se ocupă cu astfel de lucruri. Dar în primul rând trebuie să vă spun că indiferent ce faci, dacă faci evoluție, că este spre bine, că este spre rău, până la urmă ai făcut mai mult decât face majoritatea. Cei care se ocupă cu păcăleli, cei care fac înșelătorii, chiar mai ales pe internet, fiind foarte ușor și fiind vorba de orice persoană din spatele unui monitor, pot spune că acea persoană are curaj, ceea ce nu pot spune despre majoritatea oamenilor care rămân săraci. Cel mai mare ajutor în a rămâne sărac este să nu ai curaj. Cu alte cuvinte, atunci când ai curaj, într-adevăr, pierzi odată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de 100 de ori, dar până la urmă îți dezvolți anumite abilități în a recunoaște în ce direcție să mergi și în ce direcție să nu mergi. Dacă stai pe loc, este cel mai rău lucru care poți să-l faci. De aceea mai bine evoluezi, mai bine iei riscuri și mai bine ai parte, din păcate, de anumite pierderi pe termen scurt pentru a câștiga pe termen lung. Cel mai rău lucru posibil este să stagnezi, să stai pe loc ca să zici că nu pierzi. Sunt foarte multe persoane sărace care nu vor să-și pierdă sărăcia și preferă să stea într-o stare de atenție. Da? Sunt foarte sceptici, foarte calculați. Dar în această viață nu avem timp ca să le învățăm pe pielea noastră pe toate cele bune și să ne ferim toate cele rele. De aceea este foarte bine ca să învățăm din experiențe care ne dau o durere, ne dau un feeling pe care îl simțim și care ne convinge mai repede dacă ceea ce am făcut este bine sau rău. Dar nu putem să avem parte de el dacă nu suntem în lumea reală conectați la lucrurile care se întâmplă. Legat de această vorbă, prost este cine dă, nu cine cere, în primul rând este greșită pentru că nu trebuie să fii prost ca să dai. Ca să dai, trebuie ca să încerci și chiar și un om foarte inteligent preferă uneori să își asume un mic risc pentru ca să facă un pas într-o direcție sau alta. Chiar și în lumea investițiilor este această regulă de 20 de investiții pe care le faci cu o sumă modică, iar una dintre ele, din cele 20, de obicei, este suficient de mare încât să acopere pierderea de la toate celelalte 19. Dar dacă nu investești nimic, nu ai cum să înveți. Acest lucru este important pentru că eșecul face parte din victorie. Victoria nu ar exista dacă n-ar exista posibilitatea eșecului. Cum poți să reușești dacă nu poți să pierzi? Nu se poate. De aceea este foarte bine să pierdem de mai multe ori, pentru că atunci când reușim o dată să câștigăm. Asta nu înseamnă să mergem cu mâna la ochi pe stradă, nu înseamnă să ne aruncăm în toate păcălelile, ci înseamnă să fim atenți, dar să ne luăm, bineînțeles, aceste așa numite riscuri pentru a lua decizii și a merge înainte. Care este riscul de a da o țeapă? În primul rând, cel mai mare risc este omul care devii. Nu neapărat banii care îi faci sau nu, sau că te ia poliția sau nu te ia poliția. Într-adevăr, am să vă spun și eu ce am pățit cu această înșelătorie care a fost creată în numele meu chiar de curând, chiar zilele acestea, dar până acolo vreau să discutăm puțin mai profund despre omul care devii în momentul în care faci astfel de lucruri. În sensul că tu nu ești în stare ca să găsești o soluție în lumea reală spre a face bani, folosindu-te de regulile din lumea reală și atunci trișezi, obținând anumite beneficii financiare, păcălind oamenii. Ei bine, primul pe care îl păcălești ești tu.
pentru că îți creezi un obicei foarte greșit de a obține rezultate. Și este foarte greu, obținând bani într-un mod ușor, după aceea să cauți soluții, să-i obții într-un mod prin care respecti regulile. Am văzut un film de curând care se numește Ozark pe Netflix, nu știu dacă l-ați văzut, în care un contabil ajunge să facă parte dintr-un cartel și să spele bani. Și în acest film am văzut care este prețul pentru a face bani ușor, care este stresul, care este viața. Și mi-am dat seama că chiar și în acest film vezi foarte clar că totul are un preț. Da, este șmecher să fii cel mai tare din Mexic într-un cartel de droguri, lumea te respectă, lumii este frică de tine, dar în același timp ce viață ai? Ce viață ai? Ai toți banii și ești atât de sărac încât ajungi să ai doar bani. N-ai prieteni, n-ai oameni în care să te încrezi, tot timpul ești în stres, familia ta este în pericol. De aceea consider că, indiferent pe ce cale o iei, nu există scurtături. Dacă există o cale mai ușoară, din care faci bani, are și ea prețul ei. De aceea, cei care au ales să meargă pe această linie, ar trebui să înțeleagă că poate la început pare simplu, pare ușor, pare o joacă, dar lucrurile în timp se complică pentru că îți creează obiceiuri, te transformă într-un anumit gen de om, care mai departe este foarte greu să revină la lucrurile normale prin care poate să crească. Și îți ratezi viața pentru câteva mii de euro care le faci printr-un schem pe internet. Deoarece obiceiurile te transformă și chiar dacă pare acum că vorbim la o joacă, banal vlog, unde unul își zice părerea, dar zice părerea pentru că am citit foarte mult, am văzut foarte multe și mi-am dat seama că totul are un preț. Iar acest preț de multe ori nu merită să-l plătești. De aceea mai bine faci un pas înapoi, evoluezi mai greu. Spre față de colegii mei, eu nu am fost unul dintre cei care am evoluat foarte repede în lumea energiei. Dar am ales să urc mai încet scara rezultatelor financiare ca să mă pot bucura de timp, să mă pot bucura de viață, să-mi trăiesc banii și, într-adevăr, evoluez mai greu, dar trăiesc mai mult. De aceea am să fac acest vlog în care trebuie să recunosc încă de la început și eu am fost victima, prima dată când mi se întâmplă să fiu victima unei înșelătorii prin care unii oameni sau un om în spatele unui ecran a creat un site, replică, copie, la un proiect pe care promovez în această perioadă, un proiect pe cripto, Solera X, un proiect care se referă la producția de energie folosind tehnologiile cripto, metaverse, NFT-uri. Site-ul nostru oficial este aici, solerax.io, iar alte site-uri, oricare ar fi ele și orice asemănare ar avea, sunt doar schemuri. Partea greșită pe care a făcut-o această persoană a fost că a vorbit despre mine. Vorbind despre mine, a ajuns să folosească identitatea unei persoane fizice și astfel este o înșelătorie cu atragere penală, lucru care mai departe a creat din partea mea o reclamație sau, nu știu cum se numește, o plângere penală și de asemenea spre DICOT toate demersurile posibile. Persoana este acum sub urmărire, îi doresc succes să se ferească, nopți liniștite și un viitor strălucit, da? Sclipitor. În loc ca să găsim soluții să ne folosim ceea ce știm ca să facem bine, facem rău altor persoane. Mie nu-mi face atât de mult rău, dar sunt oameni care au investit bani către acea persoană. Sunt deja și două conturi de Telegram false cu 12.000, cu 3.000 de membri. Contul nostru oficial are doar 300, pentru că e real, pentru că abia s-a deschis. Dar mare atenție la aceste înșelătorii și o să vă fac publică persoana atunci când va fi găsită, pentru că deja a făcut câteva greșeli, pentru că în blockchain totul la un moment dat se observă fiind o transparență totală, pentru că vreau să o dau ca exemplu, să vedeți genul de om, să vedeți cum ajungi să faci anumite greșeli care mai departe să-ți decidă viața într-o direcție nu tocmai fericită. Poate te bucuri pe termen scurt, dar pe termen lung, din păcate, lucrurile nu sunt chiar așa. Și credeți-mă că atunci când ai bani, nu spun că sunt exagerat de bogat, ci suficient
pentru a angaja un detectiv particular, pentru a angaja analiști care mai departe să găsească sursa și să prindem persoana pe care vrem să o facem publică, să o vadă lumea, să se știe cine este. Nu neapărat să o facem de râs, ci să o dăm exemplu. Dar nu terminăm în această notă, ci mai departe terminăm într-o notă pozitivă. Și vă spun, nota pozitivă vine de la faptul că eu am fost acuzat de foarte multe ori că mă ocup cu țepe, că mă ocup cu înșelătorii. Și este foarte ciudat ca o persoană atât de publică ca și mine să poată să facă lucrurile acestea. Dar vreau să spun ceva mai departe. În această viață, foarte puține persoane te vor înțelege dacă faci lucruri diferite de majoritatea. În cazul în care ai așteptări ca oamenii să te aplaude, în momentul în care începi ceva ce ei poate n-au avut curaj sau n-au avut dorință, n-au avut putință, lumea la început o să te critique. O să te critique până în momentul în care tu, dacă vei continua, vei reuși, vei demonstra, după care lumea, terminând cu toate criticele și nemai având ce să mai critique, lumea te va aplauda. Dar ca să ajungi acolo, este nevoie de foarte multă ambiție, de urechi surde și de ochi care se uită doar pe un singur drum. De aceea, dacă cumva simți că lumea nu te înțelege, lumea nu este cu tine în barcă, familia, prietenii și așa mai departe, cred că este semnul că ai luat pe o direcție bună. Deoarece dacă toată lumea ar fi de acord cu tine, dacă toată lumea ar spune că ești băiat de treabă, înseamnă că ai fi acolo unde este deja toată acea lume. Ei nu pot să vadă ceea ce ei nu au, ceea ce ei nu fac, ceea ce ei nu știu. De aceea, dacă lumea nu te înțelege, ține-te bine pe drumul acela, evoluează continuu în ceea ce faci, găsește soluții astfel să nu încalci legile, pentru că ele sunt. Poate este mai greu să avansezi, dar este mai sănătos, odihnitor și mult, mult, mult mai bine plăcut ca atunci când reușești să arăți la toți că ai reușit și să te încarci pentru următoarea activitate cu aceste bucurii pe care le-ai adus în viața ta. Nici o persoană care își arată realizările nu ar putea să facă lucrul acesta dacă le-a făcut într-un mod mai puțin corect. Eu vreau să fiu un exemplu pentru că se poate în România. Nu suntem o țară de oameni proști, suntem o țară de oameni deștepți și, într-adevăr, unii dintre noi, urmărind regulile de aici, pot să reușească și au reușit mult mai mult decât am reușit eu, dar, din păcate, s-a dus vorba asta că nu e bine să arăți, că e bine să stai, să te ferești, să nu vadă ăla ce ai, că după aia vine, te controlează. Nu este așa. Cel puțin, nu cred că este așa. Cred că dacă ești un exemplu, inspiri și pe alții și doar așa putem să evoluăm mai repede împreună, pentru că consider că avem tot ce ne trebuie, chiar la noi acasă, să fim bucuroși, prosperi și fericiți. Mulțumesc că ai urmărit, îți doresc mult succes, îți doresc ca să ai curaj, îți doresc să iei decizii și să te ții pe drumul care te va duce la viața pe care o dorești. Succes!